femeia din Georgia care a șocat întreaga planetă când a pretins că este mama biologică a președintelui rus Vladimir Putin, a murit în urmă cu câteva zile, la vârsta de 96 de ani, și a fost înmormântată la cimitirul Artechii pe 30 mai. Vera Putina, așa cum este cunoscută acum în toată lumea, a devenit celebră în 1999, pretinzând că este mama biologică a lui Vladimir Putin, pe care a spus că l-a abandonat când era copil. În vasi autobiografia sa, Putin a scris că s-a născut și a crescut la Sankt Petersburg, singurul fiu supraviețuitor al Mariei, muncitoare, și al lui Vladimir Putin, muncitor la fabrică și fost militar care a servit în poliția secretă a lui Stalin în timpul celui de-al doilea război mondial. Ambii părinți, a susținut el, au murit de cancer la sfârșitul anilor 90. Dar detaliile verificate independent despre copilăria lui au fost întotdeauna extraordinar de greu de găsit. Sursa principală pentru majoritatea anecdotelor este Putin însuși. Drept urmare, Kremlinul nu a fost niciodată în măsură să infirme afirmațiile Verei Putina. În mod concludent, scrie The Telegraph. Vera Nikolaevna Putina s-a născut la 6 septembrie 1926 în cartierul rus Ochorsk. Ea a susținut că în timp ce studia mecanica agricolă la universitate, s-a îndrăgostit de Platon Privalov, un mecanic, a rămas însărcinată, dar a descoperit că iubitul ei era deja căsătorit și intenționa să-i fure copilul, deoarece soția lui nu a putut rămâne însărcinată. Ea a susținut că fiul ei, Poreclit Vova, s-a născut la 7 octombrie 1950, cu exact 2 ani înainte de data oficială a nașterii lui Vladimir Putin, și l-a crescut în satul georgian sărac Metechi, la o oră de mers cu mașina de capitală a Tbilisi. Înregistrările locale arată că un Vladimir Putin a fost înregistrat la o școală din apropiere între 1959 și 1960, iar în 2008, o fostă profesoară locală, Jura Gabinashvili, a susținut într-un interviu pentru The Daily Telegraph că i-a dat lecții de limba rusă. Îi plăceau fabulele rusești și limba rusă era materia lui preferată, a spus ea. Îi plăcea și pescuitul și luptele. Când Vera s-a căsătorit cu George Osepahvili, un soldat georgian cu care a avut alți copii, acesta a insistat să-și abandoneze primul născut, așa că l-a trimis la vârsta de 9 ani să locuiască cu părinții ei în Rusia. Un an mai târziu însă, bunicul băiatului l-a dus la un orfelinat. Vera a presupus mai târziu că părinții lui Putin din Sankt Petersburg, care aveau ambii peste 40 de ani când s-a născut Putin și ai căror doi fii mai mari moriseră în copilărie, și-au adoptat fiul. Vera a aflat câțiva ani mai târziu că fiul ei s-a alăturat KGB-ului și s-a gândit că nu-l va mai vedea niciodată. Dar în 1999, urmărind știrile despre noul prim-ministru al Rusiei la televizor, ea l-a recunoscut imediat pe Vladimir Putin drept fiul ei, pentru că mergea ca o rață. Afirmațiile conform cărora Kremlinul încerca să-i suprime povestea au câștigat teren, după ce doi jurnaliști care intenționau să o intervievieze au murit în circumstanțe misterioase. Primul, rusul Artyom Borovik, un critic proeminent de la Kremlin, care lucra la acel moment la un documentar despre copilăria lui Putin, a murit într-un accident de avion pe aeroportul internațional Sheremetyevo la 9 martie 2000. Al doilea, jurnalistul italian Antonio Russo, a fost ucis mai târziu, în același an, în timp ce se documenta despre cel de-al doilea război cecen. Potrivit jurnalistei poloneze Cristina Kurcep-Redlich, autoarea cărții Vova Volodia Vladimir, Secretele Rusiei lui Putin, nominalizate la Premiul Nobel pentru Pace, forțele de securitate ruse l-au înlăturat și pe jurnalistul georgian, Vakha Ibragimov, care a donat fapte despre copilăria lui Putin și a scris o carte. Istoricul ruso-american Yuri Felshtinsky, coautor al cărții The Corporation, Russia and the KGB in the Age of the President Putin, apărut în 2009, a sugerat că povestea Verei Putina ar putea explica de ce președintele rus a fost atât de devotat KGB-ului și succesorului său FSB. Privat de căldura părintească în copilărie, Putin a apelat la KGB în primul rând pentru a-și găsi o nouă familie și pentru a-și rezolva conturile cu lumea care l-a rănit. Vera s-a oferit să facă un test ADN pentru a-și demonstra povestea, numai că atunci când a vorbit cu The Daily Telegraph în august 2008, Rusia a invadat Georgia din cauza teritoriului separatist Osiția de Sud. Obișnuiam să fiu mândră că am un fiu care a devenit președinte al Rusiei, a spus ea. De la război îmi este rușine.
Vera a declarat pentru publicația The Sun într-unul dintre ultimele sale interviuri: visul meu este să nu mor fără ca Vova să mă vadă și să vorbească cu mine cel puțin odată. Îl văd adesea în visele mele, dar nu vrea să vorbească cu mine. Atât în viață cât și în vise, este supărat pentru ceea ce am făcut, nu mă poate ierta. Vorbind despre traumele din copilărie ale fiului ei, Vera a spus că tatălui Vidreg nu l-a bătut pe Vova, dar nu și-a ascuns antipatia față de el. Adesea l-a amenințat că îl va da afară din casă pe nenorocit. Trecea o zi fără ca el să-i spună un cuvânt copilului. Vova suferea și-l ura, dar era și frică de omul acela și nu îndrăznea să ridice vocea. De multe ori îl dădea pe Vova afară din casă în timpul iernii de sculț, iar apoi era treaba vecinilor amabili să-l adăpostească. Când soțul meu, tatăl său Vitrec, era pe moarte, a avut viziuni că Vova s-a întors. Ultimele lui cuvinte au fost: roagă-l pe băiețelul ăla rus care stă în colț să vină să stea și să mănânce cu noi. Nu suporta să-l vadă pe Vova la masă, așa că de multe ori mânca singur. Vera a mai povestit cum fiul ei a devenit rece și introvertit pe măsură ce chinurile copilăriei sale continuau și au început să-și descarce furia pe animalele din satul rural. Vova era un băiat liniștit, un copil grijuliu. Încă păstrez praștea pe care a făcut-o pentru a trage găinile vecinilor. Totuși, aceștia nu erau prea încântați de asta și se plângeau adesea. În ciuda faptului că era liniștit, era foarte competitiv și irascibil. Nu suporta ca oricare dintre colegii lui să fie mai bun decât el la orice, fie că era vorba de pescuit sau de lupte. Întotdeauna trebuia să îi învingă pe ceilalți și nu avea liniște până nu făcea exact asta. Dar în ciuda acestui fapt, ura bullying-ul și nu a avut niciodată certuri serioase cu colegii săi de clasă, încercând mereu să fie un prieten bun. Kremlinul a respins ulterior toate aceste afirmații. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat: povestea nu este adevărată, nu corespunde deloc cu realitatea. Probabil, nu vom afla niciodată dacă versiunea oficială a lui Vladimir Putin despre trecutul său este cea adevărată, sau această femeie din Georgia, care a pretins că este mama lui biologică, chiar a spus adevărul. Dacă v-a plăcut acest film, nu uitați să lăsați un like și abonați-vă la canalul Tainele Universului, pentru că mai avem și alte materiale interesante.